doamna doctor, care sunt primii pași care trebuie să-i urmeze un pacient care are o urgență de ortopedie și are nevoie de serviciile Spitalului OCH? Din luna martie acestui an, Spitalul OCH dispune și de o linie de gardă de ortopedie. La orice oră din zi sau din noapte, echipa formată din cei 8 medici ai Spitalului OCH este aici în sprijinul pacientului pentru diagnosticarea și tratarea afecțiunilor aparatului locomotor. Ce fel de urgențe de ortopedie sunt tratate la OCH? Se poate trata orice urgență de ortopedie și traumatologie, plecând de la cele mai simple, cum este cazul întorselor, a contuziilor, până în cazul celor mai complexe, luxații, fracturi, fracturi închise, fracturi deschise. Cum este să lucrezi în clinica OCH ca medic tânăr și cu o dotare de ultimă generație? Pentru medicii tineri este un privilegiu să lucreze într-o clinică dotată la standarde europene. Ne oferă și nouă posibilitatea de a evolua într-un timp destul de scurt.